Hai. Treci la volan. Hai să studiez și eu situația. Dai cu curba, mai, cârmită. Cam așa arată că... E în spate, dă-i a patra. A patra? Sau mai dă-i cu a cincea, dar dă-i curație. Da? Păi nu, dar pui presiune pe arbore și se rupe. A, ba da. Nu, mai lasă-l. Dacă mergi în turație, n-am nimic împotrivă. Păi nu, dar sus vine un puș. Hai, de-aia patru. Acum? Da. Dai că nu te ia la vale. Ușor, 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 ușor. De tractorist. Dacă nu, rămâi la gradul de învățăcel. Și dacă nu trec, ce se întâmplă? Ei, te scup cu tractorul, desfacem remorca, ieșim cu tractorul, tragem remorca cu lanțul. O să vedem ce e acolo. E așa, da, e așa, doar că pe acolo curge apă, când plouă. Și e posibil să fie nămol. Acum vedem, că dacă nu, nu trecem pe acolo. Presiunea pe mijloc. Nu prea știi, dar oricum să încălzi, poți să-i dai, adică... Acum ai răbdare, să mă dau eu jos, dă-te mai în față, mai. Oh! Hai! Treci la volan! Hai să studiez și eu situația! Hai că din moment ce să-i treci la volan e clar! Deci o întrebare. Eu când vin cu roata din spate, da, roțile, pe bucata aia cu nămol asta de aceea, asta nu e nămol. Remorca nu face așa? Ba da. Și nu mă atinge nimic în tractor. Nu, nu se întâmplă nimic. Absolut nimic.
singura pretenție pe care o am, încearcă să vii cu remorca cât mai drept, pentru că dacă nu o răstori. Am înțeles. Adică să vii perpendicular pe groapa asta. Da, poți să fac curba largă. Da. Și groapa o iau așa. Bine, cât se poate de largă, din câte vezi omul ăsta a făcut și el ceva aici. O iau așa. Da, drept. Nu așa. Așa și după pe curba. Drept aia. Și când ajungi cu tractorul sus, poți să virezi. La curba aia. Da. Nu vira dinainte că posibil să patinezi. Dacă patinezi, ce-i fac? Ne-i dai în gură dacă nu ia să calci ambreiajul și ne orientăm. Cu atât ai dau, cu a doua? Cu a doua. Poți și cu a treia, dar o să te ia repede. Dau cu a treia. Pentru care e să patinezi. A. Că n-am viteză. Exact. El nu e atât de greu încât să... Poate să-mi figă pintenii, ca să zic așa. Hai, a doua? Să se liniștească pe mine. Da, nu, nu, că așteptăm. Ia uite. Hai. Ba da, nu știu, trebuie să întrebăm pe tataie. Vine bossul acum. Vine bossul? Vine bossul. Ia uite aia motosapa. Mamă, îi dau morți. Aia e, aia e. Morți îi dau. Ai și bancă sau? Nu, punem o scândură, stăm amândoi pe ea. Ca băieții. Eu la clasa a doua. Bateria, o dusești? Nu, chiar și așa.
Ia de ea. Ia de ea, că avem și noi baterie pe oameni acum. Te băgați ăla repede, că el vrea să meargă un col. Da, bă, da, bă, da, să mor eu, dacă ar da unul de la el. Eu vreau un cul și un cul. Nu vrei să mă mut eu? Și scrie în legislație că mașinile cu tonaj au da, da, da. Pornim atunci hai să dăm o scoatem pe Sandy afară. Scoatem Sandy afară și gata. Pune-i bateria lui Sandy. Să vedem acolo în spate. Vedeți să facă așa ușor. Ia vezi că e cheia și ea. Una. Și o cheie acolo. Ce văd? Plămânul? Plămânul are de gaz. Ce știu, vezi ce știu? Ești da dracu tu, da. Și injectează pe aceea, pe la aer. Uite, cu alea are carburatorul care ține loc de injector. R8 Plast, Brașov. Bucten? 16, nu știu scrie asta, 16. Nu vreau să zic așa. Nu deține atâta, nu? Ce să dea atâta de două ori învârtișa aia? Păi da, na, că n-am mai circulat cu ea, îți dai seama. N-am mai mers Sandy de mult. Îmi dă cheia aia. Ce tavă are? Bunica a pus la lui două țări. Două țări? Țări. Da, până o scoate tata, vreau că trebuie să mă lezi la față. Da, te agățași cu tiranții. Eu? Aia e cool, uitai să ridic și pe aia. Dar dacă mă, da, și dacă mă gândeam, de 5 lei. De dacă te gândeai, erai chiar de-a drag. Bă, tu știi cum e ampreajul aia? E băț. Știi unde ține? Nu știu, un tavan. O centa jos de tot, care e ambreiajul nou. Dar e băț. E nou ambreiajul? E nou, că l-am schimbat eu cu tata când s-a format cutia. Gata, te dai în față? Să filmezi tu aici o parcare corespunzătoare aferentă. Gata. Ne place nouă. Parcarea ta? Da. Dai cârb, cu curb, cu curba mai, cârbită. Mai cârmești-o. Ai, încoace, încoace, o lovești poarta, ești așa de poartă. Mamă, la milimetru trec omul meu de poartă, ești nebun.
top, e țiplă. E țiplă. Colo, colo, alo. Drept, drept, ține-o așa, Cătăline. Ține-o, că ia uite cum treci. Deci, așa s-a executat. E puțin strâmbă, dar văd că vreau să o îndrepte. Ce să-i fac, om e perfecționist? Asta e Sandy. Asta e Sandy. Mamă, loc copacul ăla rupse. Doi boxe. Gata, s-a terminat. A ajuns până aici. Deci se ducea aici, vedeți? Omul mi-a băgat-o bine. Bine, mai e și aici loc. E bine așa, tu dau mai în spate cum vrei. Ai înțeles? Cum o să... Păi are, vrei să o pun dreaptă? Sim. Da, nu merge de ăla. Acolo! Gata? Bage mașina. Bagă mașina, tataie. Tataie, bagă mașina și ai la vie. Hai la vie să scop pomii. La vie să scop pomii. Da, da, e remorcă. Las că-l luăm. Tata, să pusem pe tata. Ma. Deci, ca să înțelegeți. Asta se vrea să se scoate acum. Este lângă un gard, da? Deci, șansa ca acest gard să iasă din pământ odată cu această minunată buturugă trasă de acest lanț greu de 100 de tone,
este foarte mare. Asta e de acolo, mâncați-aș burata.